În seara de 7 martie, parlamentarul Liliana Ciobanu, viceprimarul Alexandru Vladu și Răzvan Cuc, directorul Zonei Libere, au ținut să facă o surpriză reprezentantelor Sexului Frumos, membre sau simpatizante ale Partidului Poporului, cu prilejul Zilei Femeii. Peste 150 de femei au umplut salonul unui restaurant, unde le-au fost oferite mâncăruri fine, muzică bună și răsfăț din plin. Bărbații din conducerea Partidului Poporului le-au oferit trandafir sărbătoritelor și le-au răsfățat cu momente din cele mai plăcute. La fel de frumoase au fost și urările adresate tuturor femeilor de către conducerea PPDD. Le urez din tot sufletul să fie fericite, să fie sănătoase, să fie iubite, să aibă încredere în ele, să le iubească copiii în primul rând, pentru că noi, mamele, pe primul loc avem copii și după aia celelalte, să aibă încredere în ele, să fie puternice și multă, multă, multă sănătate. Pentru toate domnișoarele și doamnele, pentru 8 martie, le urez la mulți ani, o primăvară frumoasă și multă liniște sufletească și liniște în familie și în casele lor. Astăzi este o zi deosebită, în primul rând, pentru bărbați, pentru că sărbătoresc lucrurile cele mai importante din viața lor, și anume mamele, soțiile, iubitele, și pe această cale vreau să le urez și eu tuturor doamnelor, atât de aici cât și din tot municipiul Giurgiu, să aibă o primăvară frumoasă, să fie fericite, să aibă numai realizări și fiecare zi din viața lor să fie cel puțin asemănătoare cu cea de astăzi. Într-o ambianță plăcută, doamnele s-au bucurat și au profitat din plin de surprizele pe care cei trei anfitrioni le-au pregătit de ziua lor.